Salutare, dragilor! Eu sunt Niculina și bine ați venit la mine! Astăzi pregătim împreună gem de piersici. Rămâneți alături de mine pentru a vedea ingredientele și modul de pregătire. Măsura cu care vom cântări pentru acest gem este cana de 250 de grame. Pentru această rețetă avem nevoie de aproximativ 3 kg de piersici, 6 căni cu vârf de piersici tăiate, 4 căni de zahăr și seama de la o lămâie. Pentru început spălăm piersicile și le tăiem bucăți. Avem nevoie de o oală mai largă cu pereții înalți pentru că vom fierbe gemul în cuptor. Începem să măsurăm piersicile pentru această doză pe care o voi face astăzi. Punem piersicile și zahărul alternând în oală. Seama de la o lămâie. Lăsăm piersicile cu zahărul până lasă zeama lor. Vedem, se formează pe margini. Timpul de așteptare a trecut, a durat cam jumătate de oră. Punem oala pe aragaz și lăsăm până când începe să fiarbă. Spumăm gemul și apoi dăm la cuptor. Dăm la cuptor la 200 de grade, cam pentru o oră și jumătate. Lăsăm la fiert până devine ca o smântână groasă. Încercăm, luăm cu polonicul, puțină zeamă și o punem pe o farfurie. O lăsăm la răcit pentru 5 minute. Dacă întoarcem farfuria și gemul nu cade, înseamnă că este gata. Sau luăm cu lingurița puțin din gemul din farfurie și trebuie să facă moțuri. În cazul ăsta, gemul este gata. Timpul de fierbere în cuptor a trecut, gemul meu este gata, acoperim oala cu un prosop umed pentru a nu forma crustă. Îl lăsăm un sfert de oră până se răcește puțin. Mie îmi place așa, nu-mi place nici foarte gros, nici foarte subțire. Cu un zdrobitor de cartofi, zdrobim puțin bucățile de piersici, pregătim borcanele, le spălăm, le sterilizăm, punem gemul cald în borcane. Din toată cantitatea mi-a ieșit 4 borcane de 380 de grame. Punem capacele și acoperim. Îl lăsăm până a doua zi, până se răcește complet. Este un gem pe care îl folosim la micul dejun, la clătite, la prăjiturele, fiecare după dorință. Are un gust și un parfum deosebit. Este rețeta de la nașa mea, care ea îl face de foarte mulți ani. Asta a fost ideea mea pentru astăzi. Sper să vă placă și să-l încercați și voi. Vă garantez că are un gust minunat. Înscrieți-vă la canal, așa nu pierdeți următoarele rețete. Dacă v-a plăcut și vreți să îmi fiți alături, lăsați un like, un share și lăsați un comentariu. Vă aștept și pe Facebook, tot cu rețete bune și delicioase. Vă mulțumesc și vă doresc o zi minunată tuturor!